Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Stai ce? Ăsta face YouTube? Din nou? Nu ne-am mai văzut de mult, însă asta nu înseamnă că nu m-am jucat. Hai să fim serioși, chiar doar nu puteam să stau departe de prostia asta de joc. Ați văzut că am și beta. Nu pot să vorbesc de beta. Încă nu pot să vorbesc de beta. Mai sunt 10 zile până voi putea vorbi de beta. De fapt, 9. 10 în momentul în care filmez. Am făcut niște SBC-uri. Am 10 pachete și un pic. Am făcut SBC-ul de 88 plus player pick și sunt curios ce player pick ne pică. Ok, Lewandowski de 98. Can't complain. Era nice dacă era Ronaldo. Aș putea să le iau pe Sanchez, că e mai utilizabil. Dar, Leva de 98. Să avem cât mai multe carduri high rated acum pe final de joc. Mergem și dăm în astea 10 pachetele. N-am mai stat de mult cu voi, bă, cu pachetele aici. Să vedem ce mai face, ce se mai întâmplă. Ce mai pică? Ce mai prindem? O să vă arăt și echipa de final și vă spun că jucăm la Weekend League. Da, ne-am înscris la Weekend League și o să fac live cu Weekend League-ul în acest weekend. Să mai vorbim, să mai vedem ce mai facem, domnilor. Și avem walkout. Ok. Franța. RM. Alessandrini pe care l-am băgat în SBC-uri. Totuși, mi-a venit Alessandrini dintr-un pack slab. Nu mă pot plânge, un pack incredibil de slab. Este și tradable, ceea ce este absolut minunat. Este 12.000, ok. Iar dacă îi dau, hai că-l pun și eu la 12.000 jumate, poate să dă și mai avem de un draft. Mergem la următorul pachet, s-a dat instant. All good. Nu avem aici walkout, bineînțeles. Vreau să vă anunț că la FIFA 22 recomanda este dată, așteptăm să înceapă jocul. După cum vedeți, jucăm pe Next Gen, jucăm pe PlayStation 5. Și urmează, bineînțeles, și urmează vlogurile cu mașina nouă, vlogurile cu Stephanie. Am să încerc as fast as possible să le băgăm, pentru că o să fie niște informații de care cred că foarte mulți aveți nevoie și nu neapărat, hai să zicem, poate nu nevoie, dar de care foarte mulți o să vă puteți folosi. Ultimele 5 pachete ceva mai interesante. Nu este walkout nici aici, deși putea să fie. Hai să nu fim. Rafinha și cu Loftus Cheeky. E ok. În momentul ăsta Islanda joacă împotriva României. Este minutul 20, 0-0. Impresionant că nu a luat gol încă România. Totuși, aș vrea să se dea goluri, că am pus GG și peste 2,5, ceea ce a fost foarte curajos din partea mea. Să pun acest pronostic pe un meci, crucial pentru naționala noastră, nu-i așa? Și avem penultimul pachet, Nu este walkout nici aici, totuși am avut acel walkout. Am avut pe Lewandowski în pic și am avut pe Alessandrini într-un pachet total slab. Și avem pachetul ăsta de 87 plus. Hai să vedem. Clar este walkout, trebuie să vină cu un Team of the Year. Bun, nu este MOV, opa. Spaniol CD de la Real Madrid. E Ramos! E Toti Ramos! E Toti Ramos, bă, nu-i rău. Nu este absolut deloc rău. Avem Varan și cu Sanchez de la Tottenham în apărare. O să vedem echipa. Bă, dar e bun asta. E bun. Și în spate se mai află... Oho, Depay, din nou Sanchez, cum am zis. Casey. Cross, Handanovic, Atal, ăsta foarte bun. Avem Laport,
foarte bun acest raport. Hopa și se schimbă. Hopa, hopa, până în zori, când te văd îmi dai fiori. Bă, se schimbă puțin, schimbă puțin. Hai să vedem aici, are work medium, medium, agility, balance, stamina, strength 99. Pff, bă, e complicat ce se întâmplă aici. N-am să dau quick sell la Casey și la Sanchez. Poate mai băgăm, poate mai băgăm de un SBC ceva. Și, bineînțeles, avem acum bani de un draftuleț. Bă, nu-i rău deloc, nu-i rău deloc și dacă ne uităm la echipă, foarte complicat, foarte, foarte complicat. Însă, va putea, cred că, reintra Gero aici. Casey nu poate, n-are unde să joace, João Felix nu are și avem Laporte, avem și Ansu Fati pe aici. Băi, 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 avem niște opțiuni foarte interesante. Nu poate să iasă, bineînțeles, nici Varan. Bă, dar la portă asta arată absolut senzațional. Arată absolut senzațional. Văd că are pace-ul clar mai mare, are defending-ul mai mare, physical-ul mai mare. Trebuie să văd ce anume aș putea să-i dau. Agüero din nou pe teren, Agüero din nou pe teren. Chiar dacă Lucas are 95 pace, parcă nu mi s-a mișcat la fel ca și Agüero. Și mai avem pe bancă, mai avem un San Maximin, avem Insigne. San Maximin ăsta chiar ar putea să intre aici, să joace în 7, dacă chiar este cazul. Nu văd neapărat de ce nu ar juca în 7, nu-i scade nimic, suntem în 88, în 88, cu James aici, nu știu, mi se pare foarte, foarte absent James pe partea aia, poate nu joc eu neapărat unde trebuie cu el, mai avem Kane, mai avem Paredes, Acuna. Foarte, foarte complicat, foarte. Avem și Foden. Am putea să nici nu jucăm cu Neymar, Mbappé și Verratti, însă nu poți să nu joci cu acest Neymar. Aș putea un pic altfel să-i așez, dar destul de greu acolo, destul de greu. Cam ăștia sunt cei mai buni jucători. Kane, din păcate, nu-i jucabil, chiar nu-i jucabil. De Ligt nu am cum să-l bag. Insigne nu cred că e mai bun decât Maximin. Ce-l strică pe James cu siguranță este weak foot-ul. Am dat niște șuturi cu stângul de m-a speriat, mi-a venit să plec acasă. Nu știu dacă Insigne s-ar putea. Acuna și Foden sunt super buni, super, super buni. Nu mă pot plânge de absolut nici unul. Varane, Mendy, excelenți. Aici ar putea să fie un pic îndoielnică decizia dacă la port sau Sanchez, însă dacă mă uit la strength, 97 strength, 99 strength, îi mai dăm un pic de stamina, ei, arată impecabil și ăsta. Hazard a fost bun, Paredes, l-am pe Acuna poate să-mi joace și LB și RB și CDM dacă am nevoie să-l introduc. Pe Ramos nu pot să îl joc, Hazard sau Lucas, dar Hazard are shooting mai bun, deci Lucas pleacă. Sanchez, greu cu el să intre, am atât jucători. Nici Nani nu știu neapărat dacă ar fi să intre, are finishing 87, pe când și ăsta are finishing 88, deci sunt acolo. Îl am și pe Foden cu finishing 99 și Hazard cu finishing 93, deci chiar dacă e, sincer, e mai degrabă Hazard decât San Maximin.
La pace acolo foarte, foarte mică diferența. Dacă ar mai fi să fie cineva pe margine ca super sub, poate de pai, poate de pai, dar are 3 la weak foot. În schimb, ar mai fi Ansu Fati, high medium, 4 cu 4, are acceleration, are sprint speed, are finishing, agility, balance, un full. Pentru în ultimele minute ar intra bine, sau Orsic, care arată demențial. Orsic are din păcate 3 cu 4 și atunci nu pot să-l folosesc, iar Atal 5 cu 5, high medium arată bine, are strength-ul cam mic, nu cred totuși că ar fi să intre. Ar fi așa, sincer, sincer, asta ar fi echipa pentru Weekend League. Băgăm să scădem un pic ratingul, să avem bronze badge, suntem în 92, dacă mai bag ceva, tot nu mai pot să bag un jucător, pentru că tot 92 mi-ar fi și aș putea să-l bag pe Ansu Fati, aș putea să încerc să văd cum este Ansu, acest card special al lui. Și atunci aș fi în acest, dacă intru, da, intru 93. Deci în 92, oricum aici rămâne, nu mai pot să, sau mai pot să fac să scadă? Nu. Nu mai e nicio șansă. Opa, așa scade 91. Deci ar trebui să scot Foden sau Acuna și ar scădea în 91. Să joc cu Ansu în loc de Foden. Nu. Hai totuși să am 3 variante acolo în față, cred că mi-ar prinde bine. Cam asta a fost și episodul pe astăzi. Am impresia că am vorbit foarte, foarte mult. Ne vedem weekendul acesta pe live, încă nu știu exact când, dar undeva în weekendul ăsta am să joc niște meciuri de Weekend League cu voi. Să mai vedem cum mai e, ce mai faceți, ce mai ziceți. Nu uitați, până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. Apropo, dați like la video, nu fiți, dați like. Hai, v-am pupat, ceau!